Plictisiți de metodele învechite de predare a materiilor, studenții de la Universitatea Tehnică din Moldova au inventat câteva aplicații pentru studierea matematicii în școli. Astfel, elevii vor putea învăța această disciplină prin intermediul jocurilor. Aplicațiile au fost create în cadrul unui concurs la care au participat 8 echipe de studenți. Adică, așa cum stăm în compararea aerilor a două figuri, în partea dreaptă este deja bară cu câte răspunsuri corecte și când ea se umple, deja se așează să aducă veștile. Concursul a durat săptămâni. La final, echipele și-au prezentat invențiile în fața unui juriu format din profesori de matematică, informatică și reprezentanți ai Ministerului Educației și Centrului de Guvernare Electronică. Studenții spun că au creat programele pentru ca orele de matematică să devină mai dinamice și atractive. Noi am creat un software educațional pentru a atrage atenția elevilor asupra matematicii, pentru a-i ajuta să învețe, chiar și pe cei care nu doresc să facă acest lucru. Într-adevăr, a fost o experiență în care timp de câteva săptămâni am învățat tehnologii noi. Am muncit foarte mult și chiar dacă nu ne-am clasat la primul loc, suntem câștigători pentru noi. Munca tinerilor a fost apreciată de profesori. Ei spun că elevii vor asimila mai ușor informațiile datorită acestor aplicații. Copiii în ziua de azi nu așteaptă să vadă tradițional în lecții. Ei văd prin prisma jocului, prin prisma captării atenților. Aceste softuri noi le vom folosi la lecții, atât și ca joc, dar și ca o mare, mare, mare bază materială. Toți participanții la concurs au fost premiați cu diplome și cadouri.